Peștera jucătorilor. Mesaj nou, nu-i stă în fire. Alo? Oh, bună, doamnă Lapierre. Da, îmi cer scuze. Vorbiți mai rar, nu vă înțeleg. Nu, am vorbit cu ea, mi-a zis că pleacă la serviciu. Cum adică e vina mea? I-am lăsat mesaje. Ce-aș... Sage n-a ajuns acasă azi noapte. E ciudat. Mama ei voia să vadă ce face, dar nu era în pat și nici n-a sunat-o. Poate s-a întâmplat ceva. Lens, vino să vezi ceva. Nu mă atinge. Ce înseamnă asta? Ce s-a întâmplat? O scrisoare de dragoste. M-ai trădat. Benzilor desenate. Nu putem permite așa ceva. Oracolul întunecat. Printr-o oglindă întunecată. Sage! Hey! Sage! Ce se întâmplă? Ascultă! Am auzit de cearta ta cu Lens. E un șoc. Wow! Wow! Ce grozav! Ți-ai pus lentile noi! E grozav! Eu mi-am luat ochelari noi și credeam că-s Hazli, dar... lentile? Mereu mi-am dorit așa ceva. Roșii cale mutantului Zorban. Sunt bestiale, dar fetele le adoră. Le stă bine cu ele, știi? Lentile. Vreau și eu așa ceva. Hei, unde pleci? Îi vreau înapoi! Sage! Încetişor, bine? Uită-te aici! Ce? Ce-i asta? Mi-e frică. O fi răpit-o cineva? Uite, e speriată! Lens, liniștește-te, să nu ne panicăm! Nu înțelegi, e doar vina mea. Dacă a pățit ceva, dacă cineva a făcut-o să sufere, îi voi face să sufere. Lens? Ce? Uită-te! Hei, Sage! De ce n-ai mers aseară acasă? De ce nu m-ai sunat? Mama ta e furioasă. Trebuie să o sun chiar acum. Ai idee câte griji mi-am făcut? Hei, ce e cu tine? Nu glumesc în legătură cu mama ta, Sage. E supărată. Nu mă atinge, Lens. Sage, unde te duci? Ora de biologie începe cu sau fără tine. Hei, fii atentă! Uită-te pe unde umbli, ciudățenie! N-ai de gând să o ridici? Ce-o fi fost în capul lui Lens? Nu mai spune! Ești mahmură, nu-i așa? Au! Vrei să mă enervezi? Ce se întâmplă? La locurile voastre, fetelor. Ochelarii se poartă doar afară, Sage. Fetelor! Sage Lapierre să se prezinte la secretariat. O sună mama ei. Cine e acolo?
și altele vor să folosească oglinda, știi? Ce scrie acolo? E ceva personal. Bine, în regulă, și astea sunt personale? Astea, Și mie îmi place să mâzgălesc. Mai degrabă interpretez mâzgălelile. Serios, poți afla multe despre cineva din mâzgăleli. E foarte interesant, asta spune multe despre tine. Serios? Ce descifrez de acolo? Regret, însă sunt informații confidențiale. Nu ți le pot divulga. Haide, sunt desenele mele. Am dreptul să știu ce reprezintă. Serios? Da. Uite cum facem. Ne întâlnim mâine după amiază și ți le voi descifra. Să zicem, după ultima oră? Bine. Super, pe mai târziu. Vine. Dă-mi-o înapoi, acum. Dă-mi-o înapoi, acum. Cineva e iritată. Poate Lance s-a deșteptat și a părăsit-o. Hei! Care-i problema ta? Încetează! Hei, hei, grozav! Felicitări, fetele meritau asta. Merită mai mult. Sage, ascultă-mă. Trebuie să-ți vorbesc. Regret dacă te-am supărat. Vreau doar să știu cum mă pot revanșa, pentru că detest când ești supărată. De unde ai asta? Sage, nu contează. Uite, vreau să vorbim despre... Sage! Sage! Ce se întâmplă? Lance, e bine? Nu. Nu deschide ușa, ascultă muzica aia într-una. Lance, deschide. Sage i-a luat revista, atât am aflat de la el. Ce să zic, Dean, sunt îngrijorată. Stai liniștită, vorbesc eu cu el. Lance, deschide, sunt Dizzy, haide. Lance, Lance, dacă nu deschizi ușa acum, îți jur că voi vinde colecția de reviste cu Zorban pe care ți-am promis-o. O voi vinde pe eBay. Se duce. Și valorează o avere. Dizzy, nu prea cred că... Lance? Haide, amice, eBay, Zorban, îți poți lua adio. E de-a dreptul ciudat. E un băiat grozav și nu-i fals. Apreciez. Bine. Ascultă, pot fi sincer cu tine? Am observat că te-ai schimbat mult și nu doar în bine. Lance e un băiat de treabă. Iar felul în care te comporți tu cu el e răutăcios. Mersi de sinceritate. Din moment ce toți suntem sinceri și ne împărtim sfaturi, am să-ți spun ce văd eu. Dacă vrei să te placă vreo fată, trebuie să te schimbi radical. De exemplu, gândește-te înainte să-ți deschizi gura aia mare. Sau nu mai fi așa energic. Fetele nu vor băieți care să le înfunde urechile. Iar lentilele roșii nu-i o idee bună. Lentilele roșii nu sunt atrăgătoare, nici la modă și nici nu te ajută decât dacă vrei să rămâi singur pe vecie.
Salutare, ce faceți? Cerule! Ne-am certat cumva, din câte știu, cearta e între tine și Lance. E foarte trist, Sage. O să-i treacă. Tu cine ești, secretarea lui? Ce-ai pățit dintr-o dată? Nu-ți stă în fire. Poate firea mea nu e cea pe care o credeai. Poate m-ai înțeles greșit. Evident că mă cunoșteați drept liniștita de Sage, dar știți ce e? Nu mai sunt acea Sage. De acum înainte, nu mai ascult de voi sau de oricine altcineva. Mersi de ochelari. Ochii tăi, ce-ai pățit la ochi? Ah, nu-i vina ei, s-a născut urâtă. Frumoasă ținută. Foarte clasică. Și vouă vă vine bine, e foarte portocalie. Hopa. Încetați, gata. Gata, încetați. Gata, încetați. Înapoi la ore. Toți, mergeți. Fetelor, bluza a fost scumpă, iar ea mi-a pătat-o. Din greșeală. Taci, n-a fost din greșeală. Încetați amândouă. Comportamentul acesta e de neacceptat, înțelegeți? Da, s-a mai întâmplat recent. Nu mă întrerupe, vei fi pedepsit o săptămână. Să ai timp să-ți revizuiești atitudinea. Și tu, domnișoară Katinski. Dar echipa de not sincron concurează în semifinale după amiază, iar dacă lipsește o fată, nu pot concura. Stai. Săptămâna de detenție începe de mâine, după competiție. Fără scuze. M-ați înțeles? Înapoi la ore. Haideți! Voi fi cu ochii pe tine, domnișoară Lapierre. Ce-i cu tine? De ce te comporți așa? Hei! Rebelo! Salut! Ești ocupată? Depinde cine întreabă. Frumoasă caligrafie. Da, când mă plictisesc devin destructivă. Se pare că te plictisești des. Vino. Unde mergem? Părerea mea e că Sage a trecut de partea cealaltă. A fi supărată pe Lance e una, însă felul în care se comportă nu e firesc. Iar ochii ei erau foarte ciudați, parcă ar fi posedată. Te referi la lentile? Sunt lentile? Ești convins? Am presupus, ce-ar putea fi? Nu-mi vine să cred că a luat revista. Ceva nu-mi dă liniște. Sage nu era în apele ei, zici că a luat o raznă. Nu puteți povesti în altă parte? Eu nu mai suport, nici nu vreau să discut despre asta. După mine, fata pe care o iubesc nu mai vrea să aibă de-a face cu mine. Știu că o să vi se pară absurd, dar nu voi uita ce m-a învățat vărul Harold. Când ceva are gust de vânătă și arată ca vânăta, în general realizez că e o vânătă, nu? Ce tot vorbești, Daisy? Bine, tot vorbim că Sage s-a schimbat. Se comportă diferit, vorbește total diferit. Poate că nu e ea. Poftim? Dacă e posedată de cineva sau de ceva.
Doar Vernie de vină. Cine a făcut asta? Cine putea? Trebuie să plec. Ne vedem mai târziu. Hei, unde pleci? Peștera jucătorilor. Dragilor, veniți la Sage. Le vom veni de hack, nu-i așa? Da. Salut! Stai! Nu-mi spune că anulezi întâlnirea. Nu știu, aveam de gând să... De ce? Am avut o zi ciudată. Hai să stăm puțin. Povestește-mi. Ce i-ai făcut? Despre ce vorbești? Te-am văzut cu ea. Cum ai reușit, Vern? Ai făcut vreo vrajă sau... Faptul că Sage te-a părăsit nu înseamnă că e sub influența unei vrăji. Nu. Sage pe care o cunosc eu nu are... Sage a ta a venit la mine. Minți! Minți! Dă-i drumul! Ascultă-mă, ți-a făcut ceva, iar când voi afla ce anume, voi rezolva totul. Înțeleg. Dai vina pe magie. Te bazai pe vrăji pentru că te teamă de adevăr. Iar adevărul e că m-am schimbat. Se întâmplă mereu, nu e nicio magie. Nu te cred. Aș putea folosi replica. Vom rămâne prieteni, dar nu am de gând. Așa că o strângere de mână e de ajuns. Nu mă atinge. Cum vrei tu. Nu mă atinge. Vezi asta? E foarte interesant. Ce? Fascinant. Ce? Cel de aici îmi spune că știi să păstrezi secretele. Fugi de aici, știai deja asta. Bine. Ești nevrotică. Nu ți-asumi riscuri. Nu faci primul pas și mereu joci la sigur, deși ai vrea să nu fii așa. Scuze, am exagerat. Te sperii cumva? Ai citit toate astea? 50%. Afli multe uitându-te la o persoană. Uitându-te? M-ai spionat? Păi, ești frumoasă. E greu să te poți abține. Nu face primul pas. M-am înșelat amarnic. Da. Saltul ei a fost aiurea. Știu, cred că au trișat. Nu meritau nota aia. Salutare. E ciudat faptul că ne tot întâlnim. Dispari. Cum, nu povestim? Am venit cu un cadou. Din moment ce vă doriți geanta asta atât de mult, am să vă dau. Cu tot cu conținut. Du-l de aici! Du-l de aici! Ce e? Nu vă plac reptilele? Ce păcat! Sunt veninoși, știți? Ne plătim pentru asta! Nu prea cred. Dați-mi drumul! Nu știu ce să zic. Ce ai vrea să zic? Ajutor! E Sage! Ajutați-mă! Ajutor! Nu știu să not! Sage!
prins! Dizzy, ajută-mă să o scot de aici! Își va reveni? Haide. Nu respiră, omule! Haide, scoate-o! Hai, ajută-mă să o scot! Acum, acum! Ridică-i capul! Sage, Sage, Sage! Haide! Nu crezi că respiră? Puci după ajutor, hai! Voi suna la 112! Da, du-te! Voi suna la 112! Sage, haide, hai! Trezește-te! Haide, Sage, respiră! Haide, hai, trezește-te, te rog! Haide, respiră! Haide, haide, hai! Ridică-te, Sage! Haide, hai, Sage, haide! Respiră, respiră! Haide, respiră! Hai, trezește-te! Nu ne lăsa să pierim! Haide! Sage, haide! Haide, trezește-te! Haide! Haide, Sage! Adevărat, dar nu-mi amintesc nimic. Simt că-mi pierd mințile.